Bună, dragii mei, bine vă găsesc, o nouă citire, o nouă săptămână, sper că sunteți bine și stați pe acasă, e foarte important acest lucru pentru că lucrurile se schimbă în funcție de dinamica și de deciziile pe care le-a fiecare. Eu am sperat foarte mult ca să avem vești mai bune, dar se pare că multe persoane au decis să nu ia în considerare sfaturile pe care le-au dat autoritățile, așa că va fi nevoie să avem mai multă răbdare. Se vor întâmpla multe lucruri care ne vor răscoli, să zic așa, pentru că toate aceste informații și tot ceea ce vine spre noi ne răscolește și ne pune în situații în care nu am mai fost până acum, să ne punem tot felul de întrebări legate de viitorul nostru, legat de starea noastră de bine, legat de cei dragi și e important să ținem cont că este normal să trecem prin tot felul de stări și emoții. Eu vreau să mă concentrez în această citire pe ceea ce noi putem face, este călăuzirea îngerilor, prognoza îngerilor, resursele pe care îngerii ni le oferă în acest moment pentru ca noi să ieșim cu bine la liman, să ieșim cu bine din situația asta și nu doar să ieșim cu bine, ci să fim pregătiți pentru ceea ce urmează. Am scris și pe pagina mea de Facebook, vă spun și vouă, consider că nu ne este permis în momentul acesta să stăm, să frecăm menta, da, orice ar fi sau cum sună acest lucru, trebuie să lucrăm cu noi și să ne întrebăm, dacă nu mai am un loc de muncă la care să mă întorc, ce aș putea să fac, care sunt abilitățile mele, cum aș putea să fac în așa fel încât să fac acum ceea ce îmi place. Poate fac din hobby-ul pe care l-am acum, fac o pagină de Facebook și încep să fac ceva astfel încât să mă manifest deja. Deci trebuie să lucrăm cu noi, deci să nu așteptăm. Așteptarea înseamnă că aștept ca cineva să decidă pentru mine. Una dintre lecțiile acestei perioade este să ne luăm puterea înapoi. Eu sunt responsabilă pentru viața mea și decid da, cum vreau să arate viața mea pe mai departe. Să spunem că suntem da, în deplină sănătate și știm ce avem de făcut. Da? Am sănătate deplină și știu ce am de făcut pe mai departe. Poate să fie o afirmație care să ne scoată din energia aceasta. Chiar dacă nu știi, în momentul în care te pui pe frecvența asta, știu ce am de făcut, am toate resursele, dacă sună mai bine, afirmațiile acestea v-a zis să le mulați pe energia voastră, să vă sune bine vouă, nu trebuie să-mi sune mie bine sau pentru că vă zic eu așa să le luați exact, da? Ne focusăm pe sănătate și pe claritate. Am claritate legat de ceea ce am de făcut pe mai departe, știu ce am de făcut, am toate resursele să fac ce mi-am propus și așa mai departe. Deci să vedem ce ne transmit îngerii în această perioadă, care ar fi resursele, ce am putea să facem. Îl iau din nou pe Arhanghelul Mihail, iar apoi o să iau zânele, da? Dumnezeu este la cârmă, asta putem face. Dumnezeu știm foarte clar că nimic nu este întâmplător. A venit acest virus, înseamnă că avem ceva de învățat și așa cum am spus și pe grupul Învață să primești, puneți întrebarea, ce vrea acest virus, da, să mă învețe pe mine acum? Ce vrea această situație să mă învețe pe mine acum? Și știu că Dumnezeu este la cârmă. Da, dacă Dumnezeu a permis acest lucru, înseamnă că am o lecție acolo și fiecare o avem, indiferent de ce în ce poziție suntem, fiecare avem ceva de învățat.
Da? Și ce fac? Îi dau această situație lui Dumnezeu și am încredere că o va rezolva așa cum este, spre binele cel mai înalt al tuturor persoanelor implicate. Al meu și al tuturor persoanelor implicate. Da? Deci știm că Dumnezeu este la cârmă. Avem încredere în planul lui Dumnezeu. Ia uitați-vă, să lucrăm pe credință, pe încredere. Deci ce trebuie să facem? Să am încredere în mine, că pot să ies din situația asta. Să am încredere în faptul că eu pot să gestionez toate emoțiile acestea, că vin tot felul de emoții. Să am încredere în înțelepciunea mea, în faptul că am lucrat cu mine. Să am încredere că pur și simplu am resursele de care am nevoie. Dumnezeu nu mă abandonează. Iar apoi, ce mai putem face? Ia uite, casa noastră este protejată de îngeri, ne întoarcem acasă și casa noastră, tot ceea ce noi am construit, va fi protejat. Deci tot ce ai construit pe autenticitate este protejat. Ce am construit pe... ne-am furat noi singuri căciula, am zis că dacă mai lucrez încă o perioadă și mai fac niște compromisuri, o să fie așa și așa. Ei, nu! Doar ceea ce este autentic și este pe energia noastră, da, autentică, rămâne. Și ne întoarcem acasă. Ia să vedem zânele. Ce ne transmit în perioada asta? Ele sunt foarte pragmatice. Da? Natura se trezește. Natura are timp de vindecare acum. Metamorfoză. Da? Ne transformăm, dragii mei. Trebuie să trecem prin această etapă. Gândește-te la un fluture, nu poți să-l grăbești să iasă din cocon. Oricât de mult vrem să grăbim acest proces, da, trebuie să avem încredere. Oricât de mult am vrea să fugărim, să plece virusul ăsta, nu putem. Trebuie să avem răbdare, dragii mei. Nu putem să grăbim acest proces de transformare. Poate natura, cum am văzut un citat superb, dar are nevoie de vindecare și are nevoie de un timp, să oferim acest timp și să facem ceva cu noi, în interiorul nostru, da? În coconul nostru, în casa noastră. Suntem pedepsiți, da? Să stăm acasă, în casă. Da? Bun, ia să vedem care este provocarea. Ce drăguț! Provocarea este să trecem cu umor, foarte mult umor am văzut zilele acestea, să ne folosim de umor. Nu înseamnă că pur și simplu faci haz de necaz și umorul poate să te ajute să treci peste, îți schimbă imediat vibrația, cum tot spun, da, umorul are una dintre cele mai înalte vibrații și e bine să ținem cont de asta. Și ajungem la energie. Deci, noi am primit o viață și noi rămânem în viață atâta vreme cât avem contract în această viață, atâta vreme cât este permis să ne conectăm la forța vieții, să ne conectăm la puterea noastră interioară care ne va ajuta să renaștem precum pasărea Phoenix. Ia uitați-vă ce frumos! Acestea sunt resursele de care noi avem nevoie acum. Asta este ceea ce noi putem să facem acum. În rest, da, există incertitudine, dar primul pas, nouă ni se dă întotdeauna primul pas, nouă ni se dau niște repere, da, de care ar fi bine să ținem cont, da? Și să vedem dintre arhanghel cine mai vine alături de noi în perioada aceasta. Arhanghelul Sandalfon învață să primești, da? Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că va trebui să fim deschiși, să învățăm să cerem și să primim ajutorul, da? Pentru că va fi o perioadă în care va fi nevoie să lucrăm împreună, să fim împreună, să construim împreună. Și mai este un mesaj, învață să primești mesajele divinității astfel încât să co-creezi, da? Să îți creezi o nouă realitate, o nouă viață, pentru că asta vom face cu toții.
Da? Ne vom reseta și ne vom crea o nouă realitate, o nouă viață și este bine să lucrăm la asta împreună cu îngerii, împreună cu Dumnezeu. Foarte frumos mesajul, mulțumesc frumos pentru toată susținerea și energia aceasta, rămâneți în casă. Ascultați ceea ce vă spun autoritățile pentru a putea să depășim acest prag. Asta nu înseamnă că ești mai puțin spiritual sau că nu vrei să asculți sau ți se pare o prostie. Nu contează, dar este o furtună și este bine să ții cont că este o furtună. Oricum ar fi să nu intri în ea. Iar legat de ce avem de făcut, știm cu toții ce ne așteaptă, da? Dacă vine iarna, te pregătești de iarnă, numai noi tot timpul nu suntem pregătiți de iarnă. Dacă vine iarna, îți pregătești sistemul imunitar, dacă știm că vine criza, începem să lucrăm cu noi și ne întrebăm, da, ce aș putea să fac, cum aș putea să fac astfel încât să-mi fie bine. Și nu uitați să apelați la persoanele din jur, sunt o grămadă de psihologi, terapeuți care vă pot susține în perioada asta, da? Care vă ajută să descoperiți răspunsurile pe care le căutați. Eu voi continua activitatea pe online, așa că vă aștept la atelierul cu Arhanghelul Gabriel, webinarul online, marți, ne auzim pe 24, unde vom lucra pe misiune personală, vom lucra pe scopul în această viață, să identificăm acum și să vă poziționați legat de misiunea voastră. Iar pe 7 aprilie avem atelierul cu Arhanghelul Samuel. Pentru cei care vreți să mă urmăriți, aveți o grămadă de resurse gratuite, nu uitați de grupul Învață să primești de pe Facebook, în fiecare zi mesajele, newsletter-ul, v-am pus și un articol cu 22 de resurse pe care puteți să le folosiți în momentul acesta, meditații și alte lucruri, rugăciuni, toate sunt aici și credeți-mă, am fost pregătită de mult pentru asta, la fel și voi, așa că suntem aici împreună și vom reuși împreună să trecem și peste asta. Scânteia divină din mine, salută scânteia divină din tine și ne vedem și săptămâna viitoare, vă îmbrățișez cu drag, vă pup, pa, pa!